Mai multe persoane au fost rănite în această dimineață într-un atac cu cuțitul în Gare du Nord din Paris, anunța poliția. Autorul atacului a rănit 6 persoane, inclusiv un ofițer al poliției de frontieră, înainte de a fi imobilizat. Însă cu mai multe detalii despre atac vine acum Marcela Ferraru, editor Alef News în Franța. Bine te-am găsit, Marcela. Spune-mi ce știm până acum despre acest atac. Există câteva informații, nu foarte detaliate pentru moment. Nu există mai multe detalii despre intențiile acestui atacator, dacă acest atac este de natură teroristă sau pur și simplu atacul unui dezechilibrat. Vreau să spun că Gara de Nord din Paris este un nod important de circulație spre exterior, de acolo pleacă Eurostarul spre Londra și Talisul spre Bruxelles și Amsterdam, dar este în același timp un loc în care se concentrează imigranți și, din păcate, și un loc în care se concentrează traficul de droguri. Deci pot să existe motivații multiple. Ministrul de Interne a anunțat printr-un tweet acest atac și a mulțumit forțelor de ordine pentru intervenția lor rapidă. Surse din poliție spun de asemenea că Ministrul de Interne se va deplasa în această dimineață la Gara de Nord. Deocamdată asta este ceea ce știm. De asemenea, în decembrie a existat un atac împotriva unui centru curd și atunci un comunicat al Ministerului de Interne spunea că amenințarea teroristă este de rang înalt în Franța în acest moment și că mai multe atentate teroriste au fost dejucate în cursul anului trecut. Dar, cum spuneam, nu există informații pentru moment că acest atac ar fi avut o natură teroristă. Marcela, spuneai și tu că este o gară importantă. Au fost perturbări ale traficului din cauza acestui incident? Da, a fost făcut deja un anunț. Trenurile sunt perturbate atât la sosire cât și la plecare. Atât trenurile regionale cât și TGV-urile, mai ales că, după cum spuneam, unul dintre acestea iese spre exterior, spre Marea Britanie și deci există o poliție de frontieră acolo. Așteptăm detalii, cum spuneam, să vedem dacă traficul s-a restabilit sau există încă un oarecare pericol care trebuie menținut sub control. Marcela, îți mulțumesc pentru informații.